Bun găsit la un nou grupaj informativ. Toleranță zero pentru cei care sunt vinovați de producerea mirosului pestilențial din Focșani. Prefectul județului Vrancea a pus în discuție chiar și suspendarea activității societăților comerciale care provoacă neplăceri olfactive locuitorilor din municipiu și nu numai. Mirosul neplăcut care învăluie Focșaniul periodic de câțiva ani încoace a încins spiritele în cadrul ședinței Colegiului Prefectural. Șeful Agenției pentru Protecția Mediului și cel al Gărzii de Mediu au fost luați la rost de către prefectul județului Nicușor Halici. Am rugămintea să-mi răspundeți exact la întrebările pe care le pun. Dumneavoastră, ADMEN, mai puteți face ceva astăzi? Nu. Păsați de identitate, cine poate să facă. Aceste verificări la societăți se fac. Numai că din situația prezentată, din hârtii, din documente, totul este bine, este corect, făcut după norme, după standarde, după prevedere. În schimb, în teren este cu totul altceva. De exemplu, adică nu respectă locația, nu respectă. După ce am verificat la unitate, totul era bine, i-am pus să încarce, să aducă cisterna, să se scarce la premium corp, în afară de mirosurile normale de exploatare din zona respectivă, n-au fost alte. În schimb, când am plecat pe câmp, am identificat depozite pe parcele, pe date. Reprezentantul Guvernului în teritoriu a atras atenția că față de cei care sunt responsabili de producerea acestui disconfort, toleranța este zero. Nu te poți juca cu avertizmente, trebuie să-ți asumi și să mergem inclusiv până la suspendarea activității, dacă nu înțeleg. Și doresc să, nu știu, să-și forțeze așa în ușile cu instituțiile statului sau să fac anumit lobby pe lângă anumiți funcționari, vă spun eu că toleranță zero asta va fi simptomă care va genera peste gardă de mediu. Spun să facem ceva nelegal, ci să aplicăm legea, dar cea mai drastică, sancțiune. O oră mai miroase, toleranța județului Vrancea, cum a mirosit săptămâna care se încheie, evaluăm activitatea celor două instituții. Începând de la director până la funcționarul care trebuia să-și facă treaba. Pentru că și noi avem și, așa cum avem drepturi, avem și obligații. Cred că ar trebui să ne luăm foarte în serios obligații. Dați o șansă Enetului și salariaților de aici. Asta își dorește conducerea societății de termoficare a municipiului. Din cauza datoriilor foarte mari, fiscul a scos la licitație bunurile Enetului, procedură suspendată de un proces aflat pe rolul instanței. Problema societății de termoficare a municipiului Focșani a fost discutată astăzi în cadrul ședinței Colegiului Prefectural. Conducerea ENET a cerut sprijin instituției prefectului în vederea găsirii unei soluții pentru salvarea societății de termoficare. Considerăm că la ora de față singura amenințare serioasă asupra ENET-ului vine doar din partea ANAF-ului și atât. Restul problemelor sunt rezolvate în sensul că avem eșalonări încheiate cu mari creditori. Avem rezolvat o problemă gazului. Deci nu vor fi probleme de întrerupere nici măcar acum cu perioada caldă, la apă caldă și cu atât mai puțin la căldură după aceea. Ceea ce ne stă nouă pe suflet este ducerea la bun sfârșit a procedurii de concordat preventiv, care ar scăpa odată pentru totdeauna netul de toate problemele care le-a. Este nedrept ca să nu dai unei societăți posibilitatea, dacă ea este, dacă are posibilitatea de a se redresa, să redrese. Debranșările s-au redus aproape la jumătate față de anul trecut. Și asta datorită faptului că noi n-am întrerupt toată perioada caldă, n-am întrerupt furnizarea de agentele de apă caldă în speță. Datoria față de GDF la ora asta este la jumătate față de cât a fost anul trecut. În condițiile în care noi am funcționat toată vara. Pierderile totale la semestru 1
anul ăsta față de anul trecut s-au redus cu 37%. Veniturile din exploatare au crescut cu 6% în aceeași perioadă. Deci, societatea a intrat pe un tren bun și ar fi păcat ca în această situație să ne apucăm să o scoatem la fier vechi, că numai ăștia au venit ca să cumpere, n-a venit niciunul ca să ia ceva de la noi și să facă o altă fabrică. Datoriile foarte mari pe care Enetul le are au făcut ca ANAF-ul să scoată la licitație bunurile societății, proces suspendat de deschiderea unei acțiuni în instanță. Noi ne-am făcut datoria, sau mă rog, ne-am făcut treaba exact după procedură. Acum rămâne instanța să hotărască ce se va întâmpla. Sechestrul era pus de 3 ani de zile și după mine am și spus-o, trecerea Enetului pe o perioadă de 3 ani la DGAMC le-a făcut mai mult rău, fiindcă nu i-a întrebat nimeni nimic de sănătate și și-au triplat datoriile către Bugel. Dar vom vedea ce spune instanța. Conducerea prefecturii caută soluții pentru ca societatea de termoficare să fie salvată, având în vedere mai ales problema socială generată de închiderea acesteia. Va trebui în continuare să identificăm măsuri de eficientizare și de degrevare a acestei societăți comerciale care, din punctul meu de vedere, are un impact major social pe două componente și nu o să spun care e cea mai importantă componentă, dar sunt două componente și care trebuie să avute în vedere. Ca să nu mai spun că, din punctul meu de vedere, în secolul 21, mă normal, în regulă să mai avem discuții dacă avem sau nu apă caldă. Dar sperăm să nu le mai avem și să putem să remediem aceste deficiențe de funcționare mai degrabă decât de reglementare, pentru că ca reglementare nu prea am văzut deficiențe în ceea ce privește activitatea NSU. Datoriile societății se ridică la peste 4 milioane de lei, iar bunurile scoase la licitație de către ANAF sunt estimate la 2,4 milioane de lei. Astăzi a avut loc o nouă ședință de repartizare a cadrelor didactice pe posturile rămase neocupate în școli sau pentru completarea catedrelor pentru profesorii care au obținut un post, dar nu aveau numărul necesar de ore. În această etapă au primit post cadrele didactice care au obținut nota peste 5 la titularizare în ultimii 3 ani. Profesorii care nu au fost distribuiți pe posturi în urma primelor etape și care nu au catedrele complete au fost repartizați astăzi în urma ședinței publice care a avut loc la sediul Inspectoratului Școlar Vrancea. Astfel s-a efectuat repartizarea candidaților pe posturile și catedrele disponibile în baza notelor de la examenul de titularizare din anii 2012, 2013 și 2014 la toate materiile. Veți obține astăzi un post pe care îl doriți, mai mult sau mai puțin, pentru că probabil nu este în localitatea sau școala pe care vă doriți cel mai mult, dar din ceea ce este liber în acest moment, dumneavoastră aveți posibilitatea să alegeți. Eu vă doresc să reușiți să alegeți un post cât mai apropiat de dorința dumneavoastră și să aveți un an școlar bun. Astăzi etapa se desfășoară în ședință publică și va avea loc repartizarea candidaților care au obținut cel puțin media 5 la concursul din 2014, 2013 și 2012. Repartizarea se va face în ordinea descrescătoare a mediilor și a probei pe care ne-ați luat susținut-o la concurs. Pentru a nu exista nelămuriri sau ulterioare reclamații, reprezentanții Inspectoratului Școlar Vrancea au explicat cu lux de amănunte și pe metodologie cum se va face această repartizare. Pentru a putea fi repartizați acești candidați, ei trebuie să îndeplinească și condițiile articolului 90 aliniatul 4, și anume candidații care vor să fie repartizați cu note în 2013 sau 2012 și au participat la concursul de titularizare de anul acesta, trebuie să fie obținut notă cel puțin 5. Adică, exemplific, dacă a fost la concursul din 2012, are notă peste 5, iar anul acesta a luat notă sub 5, acest candidat nu poate fi repartizat. Sau, dacă a fost în 2012 la concurs notă peste 5, iar în 2013 a avut notă sub 5, nici acest candidat nu poate fi repartizat. Conform precizărilor Ministerului Educației Naționale,
cu numărul 53.760, avem la punctul 8 modul cum se face repartizare. Și anume, în primul rând, intră candidații cu note din 2014 care nu au obținut post sau au fost repartizați pe catedre incomplete. Dacă în 4 august au ocupat un post cu 10 ore, are dreptul să-și completeze în baza notei din 2014. Mâine va avea loc o nouă ședință, cea pentru învățătoare și educatoare. Lista catedrelor și posturilor libere publicată de ISJ Vrancea la jumătatea acestei luni cuprinde 298 de posturi, catedre și fracțiuni de normă după ședințele de repartizare a titularilor și suplinitorilor. Pe 8 septembrie va avea loc o altă ședință de repartizare pentru cei care nu s-au prezentat la post sau pentru cei care refuză repartizarea. 80 de locuri mai sunt disponibile în cadrul școlilor profesionale din județ. Elevii interesați să învețe o meserie pot beneficia lunar de o bursă de 200 de lei și cazare gratuită în internatele școlilor. Elevii care doresc să învețe o meserie se pot încă înscrie la școlile profesionale. La acest moment, 80 de locuri sunt disponibile la 5 unități de învățământ. Elevii au posibilitatea să învețe meserii în domenii precum mecanica auto, construcții, textile sau agricultură. Pentru anul școlar 2014-2015, Ministerul Educației Naționale a adus în prim plan și învățământul profesional de 3 ani de stat. Ca o necesitate și a dezvoltării economiei și o necesitate pentru piața muncii. În județul Vrancea au fost propuse 8 clase cu 224 de locuri. Admiterea în învățământul profesional de 3 ani s-a desfășurat până acum în două etape, urmând și cea de-a treia etapă, întrucât nu s-au completat cele 224 de locuri. Dacă în prima etapă au fost admiși 129 de candidați, în cea de-a doua etapă au mai venit 15 candidați, astfel că pentru cea de-a treia etapă mai sunt 80 de locuri. Aceste locuri sperăm să se completeze în septembrie, după următorul calendar. În perioada 1 septembrie, candidații vor solicita de la școlile unde au absolvit o cerere pentru învățământul profesional, după care în aceea zi, 1 sau respectiv 2 septembrie, vor merge la unitățile școlare care organizează învățământul profesional și mai au locuri să se înscrie. Sunt 5 unități de învățământ care la 1 septembrie așteaptă elevi dornici să învețe o meserie. 3 dintre ele sunt în Focșani, alte 2 în Adjud și respectiv Podobești. Mai avem 27 de locuri la Colegiul Tehnic Edmond Nicolau pentru meseria de electrician și 4 locuri pentru mecanic auto. La Colegiul Tehnic Ion Mincu pentru meseria în construcții, în general în domeniul construcției, mai sunt 19 locuri. La Liceul Tehnologic Odobești, pentru meseria în domeniul agricultura, mai sunt 19 locuri. La Colegiul Tehnic Ion Mincu, pentru domeniul textile, confecții textile, mai avem 9 locuri. Și au mai rămas 2 locuri la Colegiul Tehnic Gheorghe Balș Adjud pentru meseria de mecanic auto. Pe lângă faptul că elevii sunt tratați să se înscrie pe aceste locuri prin bursa lunară de 200 de lei pe care o primesc, reprezentanții inspectoratului școlar au mai căutat și alte soluții pentru ca tinerii să poată învăța o meserie care să le folosească și să le asigure un venit după terminarea studiilor. Este vorba despre asigurarea cazării în internatele școlare ale unităților de învățământ la care se înscriu. Candidații care vor urma învățământ profesional de 3 ani beneficiază din partea statului de o subvenție de 200 de roni, dar prin implicarea agenților economici pot primi și o subvenție suplimentară din partea acestora. Noi ne zbatem să le asigurăm diverse facilități, de exemplu la unele unități școlare. Li se va asigura cazarea gratuită,
și se caută o subvenție suplimentară față de cea oferită de guvern. Etapa a treia de admitere la învățământul profesional cu durata de 3 ani va începe pe 1 septembrie. Preselecția se va face pe 5 și 6 septembrie, iar pe 8 septembrie se vor afișa rezultatele. În primele două etape la această formă de învățământ au fost admiși 142 de absolvenți de gimnaziu. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi frumoasă ca aspect, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general moderat. Temperaturile minime se vor încadra în jurul valorilor de 13 și 15 grade, iar cele maxime între 23 și 25 de grade. Doamnelor și domnilor, aici punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți o seară cât mai frumoasă. La revedere!